Având în vedere condițiile meteorologice care determină un carosabil umed sau acoperit cu zăpadă, polițiștii rutieri sălăjeni transmit conducătorilor auto câteva recomandări pentru prevenirea unor incidente nedorite. Inspectorul principal de poliție, Ioana Lavinia Lascău, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, ne-a transmis. Pentru o deplasare în siguranță, în condiții de iarnă, polițiștii rutieri sălăjeni le reamintesc conducătorilor auto ca în condițiile unui carosabil umed sau acoperit cu zăpadă să adopte o manieră calmă de pilotare, evitând bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar să ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, să efectueze fiecare manevră numai după o temeinică asigurare și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în trafic. În situația în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie sau a fulgilor de zăpadă, folosirea luminilor de către ceilalți șoferi reduce riscul producerii unor accidente cauzate de neasigurare la schimbarea direcției de mers. De aceea, polițiștii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. Atenție deosebită necesită și sistemul de ventilație de zaburire a parbrizului și lunetei mașinii, care trebuie să funcționeze impecabil. Ștergeți parbrizul, luneta, geamurile laterale și oglinzile retrovizoare exterioare de pelicula de gheață ce se formează pe timpul staționarii și asigurați funcționarea corectă a ștergătoarelor. Un carosabil alunecos din cauza ploii, poleiului sau stratului de zăpadă are ca efect diminuarea aderenței pneurilor la sol și implicit triplarea distanței de frânare. În astfel de condiții, evitați manevrarea bruscă a frânei de serviciu și folosiți frâna de motor. Adaptați permanent viteza la condițiile de drum. De asemenea, pentru un plus de siguranță, se impune și mărirea distanței în mers între vehicule. Păstrați în mers o distanță suficientă pentru a putea opri în siguranță atunci când condițiile de deplasare sunt nefavorabile. Date fiind experiența redusă și riscul ridicat de implicare în evenimente rutiere nedorite, conducătorilor auto-începători le este recomandat să evite pe cât posibil conducerea autovehiculelor în condiții de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari. Totodată, recomandăm pietonilor să se deplaseze numai pe trotuar sau pe acostament, să evite pe cât posibil deplasarea pe partea carosabilă, să traverseze numai prin locurile marcate corespunzător după o temeinică asigurare, ținând cont de faptul că în condiții de carosabil umed sau alunecos, spațiul de frânare al autovehiculelor crește simțitor.